Sigur că da, vă rog, poftiți. Bine ați venit la noi. Domnul primar, cola cu sarea noastră la fel. Sarea la noi. Da, exact. Din pâinea și sarea pe care vă dăruim cu multă dragoste și prietenie. Mulțumesc. Domn profesor, nu ați găstit sare, nu știu ce găită, dar totuși gustați un pic, are leagă în care este pe ea. Scurvinte invitația noștri de astăzi, domnul Băta Sebastian Alin, primarul orașului Baia Sprie, domnul Todoran Sorin, director Casa de Cultură Baia Sprie, domnul German Masfie, director Cămin Brâznici Baia Sprie. Alături de noi sunt în sală membrii Consiliului Local Târgovna, pe care rog să se prezinte. Domnul viceprimar. Consilier și viceprimar al orașului Târgovna, trebuie să ne încălzim. Bine ați venit. Consilier local de partea Partidului Național Liberal, din Alipa. Bine ați venit. Iar Gheorghe, consilier din partea Partidului Național Liberal. Ioan Pavolache, consilier ALDE. Consilier independent, Constantin Roșeț. Panțelul Consilier, Consilier Rău. Costa Chenuțu, Consilier Rău. Fiena Varna, președintele Consiliului Localizării. Alături de noi sunt prezenți în sală și membrii aia practică de specialitate primarului, colegii mei, domnul administrator public și din serviciile specializate, Birou Resurse Umane, Serviciul Buget Contabilitate, Proiecte, Mediu, Inspecție Comercială, Compartiment Juridic. După cum știți, prin hotărârea numărul 40 din 2018 a fost adoptată de către Consiliul Local înțelegerea de cooperare între orașul Târgovna și orașul Baia Sprie. Scopul principal acestei înțelegeri este promovarea unor manifestări culturale, educative, religioase, care au ca interes comun istoria represiunii și suferințelor deținuților politici în perioada comunistă. Invit pe cei doi primari pentru început să se mențe două înțelegeri de cooperare, urmând ca unii și să susțină nimic. Să nu cau cu tine. Astfel de momente s-au întâmplat în România între orașe similare, între orașe cu istorii similare și mă bucur poate să fim pionieri că ne-am frățit, între a ne înfrăți și între noi românii, nu doar a dori să ne înfrățim cu alții din alte țări cu care poate nu avem nimic în comun și nu împărțim nimic în comun. Voi citi și un mic discurs legat de acest eveniment, așa că vă rog să aveți puțină răbdare. Domnule primar, domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, colegi din aparatul de specialitate al primarului. Principiul după care m-am călăuzit în viață este acela că nu se poate să primești fără să dai ceva înapoi. Cel care are viață, cel care are viață, trebuie să dea viață. Cel care are bucurie trebuie să ofere bucurie în viețile altora. Cel care are pace și armonie trebuie să facă pace cu el însuși și în relațiile cu ceilalți. Dragostea nu vei găsi niciodată în ură. Am ținut neapărat să fac această remarcă, deoarece astăzi trăim în România un moment istoric, înfrățirea două orașe din România. Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată acest lucru pe teritoriul țării,
dar această înfrățire pornește de la suferința sfinților care au potimit în închisorile comuniste, respectiv Baia Scrie și Târgu Ocna, deoarece sfinții sunt treptele de coborâre a lui Dumnezeu către inima omului, sunt purtători de Dumnezeu. Iar Valeriu Gafencu este un sfânt, Radu Gir este un sfânt, Părintele Iustin Pârcu este un sfânt, Arsenie Papacioc este un sfânt, iar lista este uriașă. Deoarece acești sfinți ne-au învățat ce este demnitatea, verticalitatea, bunătatea, spiritul de sacrificiu, prietenia, eroismul, abnegația, prin această frăție acestor orașe, atât de asemănătoare, a venit momentul să le dăm și noi ceva în schimb. Respectul, prețuirea și o lacrimă de recunoștință. Pentru a înțelege mai bine aceste lucruri, Virgil Maxim, autorul cărții Imn pentru Curtea Purtată, ne prezintă o scenă zguduitoare de la închisoarea din Gherla. Aflând despre existența doi deținuți izolați într-o celulă, el ia hotărârea să-i tundă și să-i barberească. Situația lor era dramatică. Unul dintre ei, Vasile Socaciu, fusese luptător în munții Retezatului și căzând în capcană, securitatea l-a încercuit. În lupta ce s-a dat, acesta a fost împușcat cu o ploaie de gloanțe ce au străpuns mai multe părți ale trupului. Un glonț i-a intrat în cap, dar n-a murit. A fost arestat și băgat în închisoare pentru 20 de ani. Starea lui era jalnică, paralizat de ambele mâini, ambele picioare, paralizie facială. Nemai putând articula niciun cuvânt, abia târâie. Celălalt era un fost tăitor de animale ce fusese prins furând o bucată de carne pentru copiii lui. Împotrivându-se milițienilor, a fost bătut până la mutilare, a fost distrus fizic, dar sufletul îi rămăsese întreg, astfel că el îi ajuta cu mare efortul pe Socaciu să mănânce. Amândoi erau puși în lanțuri și cu cătușe la mâini. Plângeam împreună cu el, povestește Virgil Maxim, omul care a trecut prin iadul reeducării de la Pitești, și mi se părea că timpul mâini spurcate moaștele vii ale acestui sfânt. Dumnezeu îl punea înaintea mea ca să îmi umbrească orice mă putem gânfare care mi-ar fi putut miși vreodată în mine. După ce am barberit pe amândoi, le-am sărutat mâinile, lanțurile și cătușele, apoi am ieșit plângându-mă, închinându-mă. După cum bine știți cu toții, învierea este un moment culminant al vieții liturgice a tuturor credincioșilor. Părintele Iustin Pârcu, care este cetățean de onoare post-mortem al orașului Baia Scrie, ne povestește cum a străbăturit învierea în mănuntaile pământului. În mină, în subteran, erau sfledere de perforaș, de lungimi diferite, care erau aruncate de acolo pe galerii. Într-una din zile, cel dă mie prin cap să iau două sfledere din astea și să le așez pe o bandă de minereu. Timp de 2 ore le-am lovit ușor cu o vară metalică și mi-a plăcut sunetul pe care le scoteau ei, dar eram în preajma stăpătorilor învierii Domnului și ne-am hotărât să facem și noi ceva acolo, să imităm clopotele. Așa că am înșirat pe sfoară toate sfredele, vreo 20-30, apoi am agățat-o de colțurile la 2 roci. Le-am bătut pe toate cu o tijă metalică pe rând, de la un capăt la altul la sforii, și toate rezonau precum clopotele bisericilor în libertate. S-a adunat acolo toți deținuții, cu o jumătate de oră mai devreme de începerea lucrului. Caralii ne-au observat că ne retragem așa în grupuri și au dat imediat alarma, întrebându-i pe cei de la suprafață. Ăștia se adună de capul lor, ce facem? Preoți eram vreo 40-60 și împreună cu ceilalți deținuți am făcut acolo slujbă, cântând cu toții cu lacrimi în ochi, Hristos a înviat. În acele momente înălțătoare au dispărut parcă dintr-o dată zidurile, frontierele și munții de plumb. A rămas doar credința covârșitoare și atunci am simțit o adâncă, duhovnicească tăierea respirației pe care nu o voi uita niciodată. Astăzi am scris o pagină de istorie în biografia orașelor noastre, care va rămâne în amintirea celor care vin după noi. Când va fi gata construcția centrului de informare și documentare Martirii Crezului din Baia Scrie, vom așeza martirii noastre de aici, de la Târgu Ocna, la loc de cinste. Știu că și, aici a fost Domnul Sfânt, deoarece Hristos a coborât în camera numărul 4, care era Valeriu Gafencu, astfel că nimeni de acolo n-a murit ateu. Prin gestul pe care l-am făcut astăzi, cred că avem obligația morală să îndemnăm pe tine să se aplece mai mult asupra vieții,
martirilor din închisorilor comuniste, să-i facem să înțeleagă că răul poate fi iertat, dar nu și uitat, pentru a nu fi repetat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, că astăzi ați venit la Târgocna, soțit de colegii dumneavoastră, pentru acest eveniment important pentru orașul nostru. Într-adevăr, suntem... Târgocna este înfrățit pentru prima dată cu un oraș în România. Noi suntem înfrățiți cu mai multe orașe, cu 5 din Ucraina, cu 4 din Republica Moldova. Suntem în discuție și cu un oraș din Italia acum, dar cu un oraș din România nu am fost înfrățiți. Ideea a fost a dumneavoastră, vă mulțumim. Consiliul local a aprobat în unanimitate această înfrățire. Sigur că vom avea multe de făcut și Valerul Cafe, că este cetățeană de onoare a orașului Târgu Ocna. Ne bucurăm că și Institutul Național de Cercetare a Crimelor Comunismului a fost numai trecută la noi, au făcut câteva săpături care au mai multe rămășițe, să spunem așa, de ținuturi politici, care vor fi analizate de această dată și de parchet și parchetul militar și sperăm să poată lămuri anumite lucruri. Trebuie să cunoaștem ce s-a întâmplat atunci pentru a evita în viitor lucruri care nu trebuie să se mai întâmple. Suntem dispuși la o colaborare cu dumneavoastră pe aceste cercetări pe care le vom face, pe acest muzeu pe care îl vom deschide împreună. Noi vă așteptăm cu mare plăcere ca și frați la Târgu Ocna, moldovenii cu maramureșenii s-au înțeles întotdeauna și se vor înțelege și de acum încolo și sperăm într-o colaborare și pe alte direcții, nu numai pe această direcție, și în plan administrativ și în plan cultural, pentru că aveți și dumneavoastră și noi ce să prezentăm. Mult succes acestei colaborări, mulțumesc domnilor din Consiliul Local care au sprijinit această acțiune, colegilor din primărie și un sejur de tot la Târgocna să ne întâlnim cu mine. Din partea noastră, domnule primar, o carte care să vă spună mai multe despre. Spre turism, noi avem cât două curte de schimb, n-am să aveți Salina și Sfântul. Sunt foarte multe lucruri similare și cu privire la populație, cu privire la amplasare, ceea ce ne bucură foarte mult și sperăm să fim să devenim un model cele două orașe și pentru alții. Dacă dintre domnul consilier, știi cineva să intervine? Dacă nu vă mulțumim și să cinstim, cum se spune, evenimentul. Ocupă de șampanie.